Sterilizarea câinilor și pisicilor demarată în municipiul Onești de către primărie și Rescue Dogs a fost un succes. În cadrul acesteia au fost sterilizate 485 de animale, din care 372 de câini și 113 pisici, și asta în doar 4 zile. Implicarea, dăruirea, iubirea față de necuvântătoare sunt calități care îi caracterizează pe cei 15 tineri, medici, asistenți, voluntari ai asociației Rescue Dogs și salariați ai adăpostului de câini din Onești, care, timp de 4 zile, au depus o muncă istovitoare în spiritul normalității. I-am cunoscut în afara orelor de program. Sunt onorat și bucuros pentru că am avut ocazia să întâlnesc oameni deosebiți cu pasiuni și trăiri uniți de dragostea pentru necuvântătoare. Săptămâna viitoare vom semna un protocol prin care reprezentanții Rescue Dogs se vor angaja în a ne susține în procesul de adopție, astfel încât adăpostul de câini din Onești să nu ajungă la eutanasie. Tot cu acest scop, în prima ședință de Consiliul Local voi propune cu aleșilor locali pentru dezbatere și, sper eu, aprobare, o formă de colaborare cu asociația Rescue Dogs pentru construirea unui nou adăpost la Onești. Câinii sunt pe străzi din vina noastră, din nepăsarea și neglijența oamenilor. E datoria noastră să corectăm lucrurile, dar respectând viața, a postat pe Facebook primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Mai multe detalii în minutele următoare. La această oră văd că e foarte multă lume, foarte mulți din Onești au venit să-și sterilizeze atât căței cât și pisicile. Cum stați? Foarte bine. În acest moment avem 191 de animale castrate, atât câini cât și pisici. Văd că sunt câini prinși, dar și oneștenii cu animalul din propria bătătură, nu? Da, noi am oferit, de fapt primăria Onești a oferit transport gratuit tuturor persoanelor care nu au fost capabile să-și aducă animăluțul, poate că din cauza că nu au o mașină sau au fost preocupați. Noi am așteptat atât proprietarii care au avut posibilități, cât și am adus din teren cu mașina primăriei animăluțele la castrat. Dacă ar fi să facem o analiză, cred că e una din cele mai, să zicem, prolifice campanii de sterilizare, dacă e să vorbim per total, pentru că foarte, foarte mulți câini și ieri au fost mulți și astăzi sunt mulți. Suntem foarte fericiți. De când lucrez eu aici, de la sfârșitul 2019, este cea mai mare campanie de sterilizare pe care am putut-o oferi câinilor cu și fără stăpân. Mii de mulțumiri fetelor de la Rescue Dogs. Ele au suportat costul operației, să zicem. El este domnul doctor Radu Gheorghe, care ne-a sprijinit și colaborăm cu el de la sfârșitul 2019. Încoace nu am avut niciun câine de mort până acum și Doamne ajută așa să fie de acum înainte. Să se mențină numărul 0. Da. Okay. Cum a fost domnul doctor până acum? Campania a decurs foarte bine. Avem 191 de animale operate, majoritatea fiind câini. Cei mai mulți câini, asta înseamnă că va avea un succes, să zicem, această campanie de prevenire a abandonului la câini, la pui. Exact. Probabil aceasta va fi cea mai mare campanie care s-a făcut vreodată în România. Sperăm să depășim 500 de câini. Wow, 4 zile. 4 zile, 500 de câini, asta înseamnă cât? 100, peste 100 de câini pe zi? În jur de 125 de câini pe zi. Ieri am avut 127 de animale operate. Se operează la foc automat, dacă pot să spun așa. Câți medici sunt? Echipa este formată din 3 medici și 4 asistenți. Văd că lucrați bine în echipă, ceea ce e foarte bine, pentru că până la urmă scopul e să sterilizăm cât mai mulți câini. Sau, mă rog, dumneavoastră să faceți. Da. Dar avem și foarte mulți voluntari care ne ajută. Și asta contează foarte, foarte mult pentru noi. First time in Onești? No, we've been here for 3 years already. How many dogs have operated today? About 200, I think, for now. You are satisfied? Very, very